Ora 15, sunt Ioana Constantin. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici pe B1 TV. Încep 3 ore de politica zilei și e o zi tensionată pentru că sunt ultimele ore de campanie electorală. Duminică votăm pentru prezidențiale în primul tur de scrutin. A început însă votul deja în diaspora, pentru că acolo votează românii aproape 3 zile. Cu puțin timp înainte să intrăm în direct, erau deja aproape 18.000 de români care votaseră în diaspora. O să vă arătăm cifrele în timp real, pentru că avem această prezență la vot în diaspora. Și de altfel, duminică veți putea urmări aici de la ora 21, într-o ediție maraton, pe care o avem împreună cu toți colegii, rezultatele alegerilor la exit poll-ul în exclusivitate, dar și rezultatele oră de oră, pentru că vor fi pentru prima dată în România actualizate datele în timp real pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Astăzi este o zi importantă și pentru că premierul Ciolacu se află la Budapesta, acolo unde, într-o declarație comună împreună cu Victor Orban, ne anunță că vom intra în Schengen terestru de plin, practic de la 1 ianuarie. Sunt niște declarații foarte interesante pe care le face și Victor Orban acolo și primele mesaje de felicitare de la nivelul Comisiei Europene, o să vi le arăt pe toate. O să vorbim însă puțin mai târziu în emisiune și despre ce se întâmplă cu zona economică, pentru că ni se promite, cel puțin de către candidați, că nu vom avea taxe și impozite noi. Însă situația economică a României este complicată în acest moment, o spun deja tot felul de studii internaționale, o spun firmele germane de pe piața din România, că situația economică a României se va înrăutăți. O să vorbim și despre pensia asta după ce ieri s-a suplimentat bugetul din fondul de rezervă și sunt pensionari care în continuare își așteaptă și decizii de recalculare, dar și pensiile. Sunt oameni care nu au primit venituri, pensii, practic, în ultimele 3-4 luni. O să vorbim mai târziu în emisiune, desigur, și despre scandalul acesta dintre domnul Ciucă și domnul Ciolacu, pentru că domnul Ciolacu spune, domnule, n-am fost prieteni, dar o să fie foarte greu să depășim acest moment. Care moment? O să guvernați tot împreună. E foarte important să mergeți la vot, indiferent că sunteți în țară sau în diaspora, dar e foarte important să înțelegem că am fost târâți cu toții, noi, cetățenii acestei țări, într-o grețoasă campanie și într-un uriaș blat. Mi s-a vândut povestea aceasta cu Simion umflat, după care tot ei l-au dezumflat, un pericol. Sigur că e un pericol, pentru că știți cum un partid plin de proruși și de golani, normal că e un pericol la adresa oricărei democrații. Dar partidele frecventabile trebuiau să se îngrijească de democrație, nu să o falsifice, cum au făcut în această campanie. Este mizerabil ce s-a întâmplat, pentru că alegerile sunt sărbătoarea democrației. Atunci când tu faci niște alegeri manipulate, un vot influențat, orientat, nu mai are legătură cu democrația. Ori noi nu suntem nici Belarus, nici Georgia și nici Federația Rusă. Și ne-am dorit, dacă se poate, să nu mergem într-acolo. De asta depinde votul fiecăruia dintre noi duminică. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră de la această prima oră e alături de noi senatoarea USR Silvia Dinică. Mulțumesc mult, Silvia! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Alătură Felix Cozma, este candidat al PSD la Camera Deputaților Bihor. Mulțumesc foarte mult! Ovidiu Câmpean e candidat al PNL la Camera Deputaților Cluj. Vă mulțumesc foarte mult! Claudiu Palas, candidat al Forței Drepte din partea PMP la Camera Deputaților Constanța. Mulțumesc, Claudiu! Aș vrea să vedem împreună, pentru că a început votul deja în diaspora, așa cum vă spuneam, și o să vă arătăm imediat și cifrele în timp real de pe site-ul Autorității Electorale Permanente, dar vreau, sunt 17.628 de români care au votat până în acest moment, dar vreau să urmărim împreună imagini cu primele voturi care s-au dat în diaspora. Am pregătit un material, haideți să-l vedem împreună. Știați prin lumea mele
Sunt imagini din această dimineață, se votează deja în diaspora, așa cum v-am spus, primii români au votat în Noua Zeelandă, sunt deja 17.800 de voturi. Hai să vedem și datele în timp real de pe site-ul Autorității Electorale Permanente. E prima dată, cred, când votează atât de mult diaspora, sunt 950 de secții deschise în diaspora, așa cum vedeți, prezența la urne, 17.848 de români din diaspora au votat. Se pune bază în diaspora în general, am văzut ce s-a întâmplat și cu românii de peste Prut, care au votat în număr foarte mare și au salvat practic situația când a venit vorba și de referendum în Moldova și de alegerile prezidențiale. Haideți să facem așa un tur de invitații. Silvia Dinică, e important ce se întâmplă acum în diaspora, e a doua rană, cum îi spun eu, a României. Problema este că pare că acum partidele mai vechi și partidele între care v-aș număra chiar și pe voi, partidele care au mai guvernat, nu se mai află neapărat în topul românilor din diaspora. Alegerile europarlamentare au arătat asta și e cumva îngrijorător pentru că ei sunt foarte dedicați, românii din diaspora, la fiecare rundă de alegeri, merg, fac drumuri, cheltuiesc bani pentru a-și exprima votul. Votul tuturor românilor contează, votul din diaspora contează. Sper că vor fi cât mai mulți dintre cei aflați în afara granițelor care vor veni la vot. Colegii mei din USR Diaspora au fost în toate aceste zile pe teren, au vorbit cu oamenii. Elena Lasconi este singurul candidat care nu face parte din sistemul corupt al vechilor partide. Știți cu toții bine că a intrat în politică în urmă cu 5 ani, a candidat la primăria Câmpulung, a câștigat acolo, a reușit să facă acolo lucruri în perioada mandatului și a demonstrat că îi pasă de oameni, că îi pasă de cum arată administrația și că își dorește administrația aproape de oameni și încurajez pe cei din diaspora să iasă cât mai mult la vot și să voteze pentru singurul candidat care poate strica planurile PSD și AUR. Ultimele ore de campanie trebuie să vă suportăm făcându-vă campanie fiecare pentru candidații voștri. Doamne ajută, când s-o termina campania, abia aștept la toată lumea. Haideți, domnul Câmpeanu, acum sigur ne spune și noastră despre domnul Ciucă, dar vreau să auzi despre diaspora, pentru că e numărul tot mai mare al românilor care pleacă în afara țării, cu toate că dacă îl întreb pe domnul Ciolacu, ei se întorc acasă. Poate, nu știu, nu e același ritm aia care pleacă cu aia care vin. Problema e că se rup familii. E un dezastru povestea asta cu diaspora. Dar merg la vot, îi vedeți? Adică din prima zi, din primele ore, e zi lucrătoare și pentru ei și totuși merg la vot. Da, eu cred că este foarte bine că românii din diaspora țin legătura cu România, că merg la vot, că se implică. Au salvat de multe ori democrația, am văzut și în Republica Moldova, au salvat direcția pe care a luat-o Republica Moldova și sperăm ca și românii din diaspora să meargă în număr cât mai mare la vot. Cred că este bine că pot să voteze încă de astăzi până duminică. Și noi credem că Elena Lasconi, de exemplu, nu are pregătirea necesară și educația necesară pentru a ocupa cea mai înaltă poziție în stat. Vedem mobilizarea mare a Partidului Național Liberal. Domnul Ciucă este pe un trend ascendent și în rândul tinerilor și credem că îl va bate pe Simion în turul 1 și pe urmă pe Ciolacu în turul 2, pentru că Ciolacu și-a epuizat orice posibilitate de creștere și a pierdut credibilitatea, a mințit românii de mai multe ori și credem că nu va avea șanse să câștige președinția României, indiferent de cine se califică în turul 2. Să știți că românii din diaspora, e important să vorbiți și cu ei. Eu v-am lăsat, am stătuși pe Silvia, v-am lăsat pe noastră, acum o să vină domnul Cosma, spune și el de domnul Ciolacu, dar aici discuția era despre românii din diaspora, adică nu neapărat despre candidații voștri, despre care ne-am lămurit și vă spun cu tot sufletul că aș fi vrut ca în România niciunul din ăștia 13 cât s-au rămas acolo, 14 cât sunt, să nu fi fost ei pe buletinile de vot. Că România și partidele aveau și candidați care să simțim și noi cu inima împăcată că putem să votăm. Domnul Cosma, diaspora asta care zice domnul Ciolacu că e plină de necalificați, uite că se duce și votează, măcar la vot să califică foarte bine. Este foarte important, în primul rând, că s-a creat posibilitatea să se voteze mai multe zile, pentru că așa nu vom mai avea situații cum au existat la alte alegeri, să nu ajungă toată lumea la vot.
De asemenea, eu îndemn pe toți cei care sunt plecați dincolo, din diferite motive, pentru că nu au plecat din vina domnului Ciolacu, nici din vina mea, nici a dumneavoastră neapărat, ci pentru că, sub o formă sau alta, au făcut niște alegeri și viața i-a dus către acele meleaguri, să meargă la vot. E cel mai important să-și exprime opinia, să se informeze din mijloacele care cred dânsii că sunt cele mai corecte legate de situația din țară, pentru că sunt foarte conectați și totodată să țină legătura și cu cei pe care i-au lăsat în urmă acasă, care la rândul lor sunt conectați cu viața reală din România și pot să confirme măsuri bune, măsuri rele, cum or fi ele luate de către guvernele care au fost la conducerea țării și, de ce nu, ce a făcut Partidul Social Democrat la urma urmei în timpul guvernării și dacă consideră că votul trebuie să meargă către Marcel Ciolacu și către Partidul Social Democrat, să facă acest lucru. Cred că asta este cel mai important, democratic, să mergem toți să votăm în masă cât se poate de mult. Da, Claudiu Palas, diaspora întotdeauna a avut un rol extraordinar de mare, da, în povestea asta cu alegerile prezidențiale, mai ales în turul al doilea, pentru că întotdeauna au înțeles care-i drumul corect și așa mai departe. De data asta au fost din nou jigniți, e incredibilă, inepuizabilă capacitatea vechilor politicieni de a-i jigni și mai ales cei din PSD. Îmi pare rău, Felix Cosma, te respect, dar domnul Ciolacu a făcut o gafă inimaginabilă. Bun, Claudiu Palas, ei ies foarte mult la vot, dar ultimele alegeri ne-au arătat că au votat mai mult cu Șoșoacă și Simion decât cu partidele pro-europene. Da, pentru că asta este tot vina noastră a politicienilor din țară. Nu suntem în stare să asigurăm niște măsuri care să asigure un confort diasporei pentru a se reîntoarce. Mie mi se pare de o ipocrizie ăștia din comun PSD să spună, domne, asta este, măsuri bune, măsuri rele, dar de ce, frate, măsuri rele? Cu ce suntem noi vinovați românii să acceptăm această guvernare PNL-PSD, că sunteți la guvernare amândoi încă, și acest joc și această manipulare de-a lungul timpului pe care ați făcut-o în această campanie, care nu s-a bazat deloc pe proiecte și nu s-a bazat pe nimic care să-mi asigure mie liniștea ca român. Să pot să spun, da, domnule, merg cu unul dintre cei doi care i-ați enumerat, Ciolacu sau Ciucă, și uite ce liniștit voi fi în situația geopolitică actuală. Nu! Ați mers doar pe niște manipulări, dar aruncări în spațiu public a unor teme care nu au făcut altceva decât să țină agenda publică și să treacă campania. Și nici astăzi nu știm foarte clar cei doi monștri care guvernează România, ce program au pentru a asigura liniștea românilor. Nu, domnilor, ambii candidați sunt nocivi pentru România. Asta este concluzia la aceasta și sper ca diaspora să vă tragă de urechi așa cum trebuie de această dată. Am avut campania candidaților, avem și anticampanie la candidați și mi se pare absolut normal că așa e democratic să vorbim. Hai să vedem ce spun românii din diaspora. Sunt multe, știți, eu v-am mai spus, doamne, ce mi-ar plăcea, dar dacă intrați pe TikTok, atâta trebuie să scrieți Ciolacu cu diaspora. E minunat ce se întâmplă acolo, dar hai să vedem ce se poate da la televizor, evident. Ciolacu, tinerii din țara noastră pleacă pentru că nu stăpânim o meserie. Sta de 2 ani, părinții mei, probabil ca mulți alți părinți, m-au lăsat singur în România cu bunicii, să meargă în afară, să câștige o pâine când aveam ce mânca. De aia pleacă românii din țara noastră. Așa că niciodată în viața ta să nu critici un român, pentru că românul învăța cu muncă și cel mai muncitor. Să-ți fie rușine, domnul Ciolacu. A dus părinții mei la vârsta de 4 ani în Spania pentru că n-aveau ce mânca și aveam o soră bolnavă care era pe moarte. În România n-au vrut să se uite la ea, pentru că dacă n-ai asta, ești văzut ca pe un gunoi. Hai să te învăț o meserie, domnul Ciolacu. Știi de unde vei vinul tău când stai la... Au zis, domnul Ciolacu, nu vreți dumneavoastră mai bine să vă alăturați diasporei dacă tot nu vă găsiți diploma de bacalaureat? Am auzit eu de la un prieten că ăștia care nu stăpânesc bine o meserie pleacă din România. Ce ziceți? Și președintele care a avut până la urmă cea mai bună și strânsă relație cu diaspora îi răspunde totuși lui Ciolacu. Și cred că a fost așa din ce am văzut reacții pe internet și o răcorire și pentru românii din diaspora. Ieri aici la emisiunea mea președintele Traian Băsescu. Dacă mă întâlnesc cu Ciolacu pe discuția asta, uite Ciolacu, eu pun brevetul de absolvent de Academie Navală, pun și brevetul de capitan de cursă lungă, pune și tu o hârtie care să-ți arate calificarea. Și vom constata că avem un premier care vrea să fie președinte și care nu-i calificat în niciun domeniu, nu-i calificat. Dacă vântură vreo diplomă
de facultate privată trebuie să o și materializeze cumva, adică unde o fi lucrat în baza acelei diplome? Nu mai vorbim de diploma de bacalaureat, care e o mare taină, un secret de stat al României. Deci asta, afirmația pe care a făcut-o Ciolacu, arată lipsa de bun simț. Deci tu te știi necalificat și dacă ești prim-ministru, crezi că ai dreptul să vorbești despre alții că n-au calificare, vorbind și prostii, că de fapt cei mai calificați au plecat afară. Deci își permite să creadă că dacă e prim-ministru poate face orice fel de aprecieri. Eu cred că omul ăsta nu are nicio altă valoare decât de a vinde covrigi. Dar nu covrigul, gaura de la covrigi, pentru că covrigul va opri pentru el. Și românilor le dă gaura de la covrig, adică aer și minciună. Cum îi păcălește cu creșterea veniturilor, românii vor vedea la anul ce înseamnă această creștere de venituri. Ea a fost pentru cumpărat voturi și vor vedea la anul ce înseamnă când ai primit, când s-au făcut împrumuturi neacoperite în ceva. Da, eu încă aștept să-și ceară scuze Ciolacu diasporei, dar nu s-a întâmplat până acum. Hai să vedem totuși, Marcel Ciolacu a fost astăzi la Budapesta, e în continuare la Budapesta. Informația zilei este că România intră de plin în Schengen din ianuarie 2025, declarații comune împreună cu Victor Orban. Vedeți imaginile de la primire, n-a făcut ca domnul Iohannis, no, eu dau și bilele albe, nu doar ale negre. Deci n-a făcut ca domnul Iohannis, care se uita în altă parte, s-a dus să-și verifice cravata la doamna de la protocol. Totuși Ciolacu l-a văzut pe Victor Orban, s-a dus să dea mâna cu el. Hai să vedem însă ce au declarat astăzi, pentru că sunt anunțuri importante pentru România. Îi mulțumesc în mod special premierului Victor Orban pentru sprijinul constant în ceea ce privește aderarea completă a României la spațiul Schengen. Felicit președinția ungară a Consiliului Uniunii Europene pentru munca desfășurată în această perioadă, dar mai ales pentru faptul că a ținut în permanență în atenție subiectul Schengen. Românii au simțit deja beneficiile intrării parțiale în spațiul Schengen, având în vedere faptul că este ceva foarte palpabil. Însă creșterea economică românească și ungurească va fi dinamizată odată cu aderarea completă, inclusiv pe cale terestră. După 13 ani, România va reuși o aderare completă la Schengen de la 1 ianuarie 2025. Și vă mărturisesc, domnule prim-ministru Orban, dincolo de orice fel de context electoral care este în țara mea, acesta este cel mai puternic mesaj pentru români. Întotdeauna am crezut că situația actuală este injustă față de România. Eu am văzut în anii anteriori toate eforturile pe care le-au făcut guvernele din România și am mai văzut că de o vreme încoace România a îndeplinit toate criteriile necesare pentru ca să devină țară membră a spațiului Schengen. Budapesta va deveni vestită pentru faptul că și ultima barieră a fost înlăturată aici și că au deschis calea către deciziile formale și dacă toate merg conform planurilor noastre, atunci de la 1 ianuarie încolo, dacă mă duc la domnul premier cu mașina, nu voi mai fi oprit la frontieră, ci voi putea conduce mașina de la Budapesta la București fără să fie vreun control, ceea ce va fi foarte important în viața noastră a tuturor. Aș vrea totodată să mulțumesc și UDMR-ului pentru munca de consolidare a acestor relații economice și politice și doresc să felicit UDMR-ul pentru munca depusă în vederea aderării României la spațiul Schengen.
Da, laude multe pentru UDMR de la Victor Orban. Domnule Felix Cosma, foarte important, înțelegem că aderăm de plin. România îndeplinește de foarte mult timp criteriile. Jaiul este pe 12 decembrie. Atunci ar urma să și primim oficial această decizie din datele pe care le aveți? Și așa este, cum spuneți dumneavoastră, de mult îndeplinim aceste condiții. Eu mă bucur că premierul a reușit și guvernarea condusă de premierul Marcel Ciolacu să îndeplinească și acest obiectiv. Eu cred că aderarea efectivă și pașii tehnici se va finaliza la începutul anului viitor. Nu știu să vă confirm dacă data este exact 1 ianuarie, la modul la care se va și semna și pune în practică tot, dar cu siguranță decizia va fi luată la întâlnirea care va fi în decembrie, așa cum s-a anunțat la comun. Apropo și de discuția legată de această amploare a unor candidați sau nu, eu cred că Marcel Ciolacu a demonstrat prin multe acțiuni în exteriorul României, adică ca reprezentare, ceea ce face de fapt un președinte, ca ce ar trebui să facă un președinte, că îndeplinește cu prisosință aceste caracteristici care cred eu că sunt... Vreau să vă întreb ceva, domnul Cosma. Eurodeputatul PNL, Zicrit Mureșan, spune o chestiune care vă mărturisesc că nu sunt de acord și eu sunt chiar ultimul în care e apărarea lui Ciolacu vreodată. Spune Zicrit Mureșan că e o greșeală că s-a afișat cu Victor Orban domnul Ciolacu și că nu asta e cheia pentru intrarea în spațiu Schengen. Cheia a fost munca depusă de Cătălin Predoiu, Lumița Odobescu și Nicolae Ciucă. Cred că nimeni nu neagă implicarea statului român, așa și trebuie, dar la fel cum Marcel Ciolacu este șeful guvernului când se întâmplă ceva care PNL-ul spune că e rău, la fel, cred că și aici este tot șeful guvernului. Pe de altă parte, să nu uităm că președinția Consiliului Europene, în momentul de față, este asigurată de către Ungaria. Și eu am o întâlnire săptămâna viitoare, asta ce ar însemna? Că nu mai merge nimeni în Ungaria pentru că avem o problemă legată de Victor Orban. La urma urmei este exercițiul lor, această perioadă până în decembrie. Așa că mi se pare o chestiune normală și de bun simț un gaz la întâlnirii și cumva eu cred că a și mediat această discuție din această poziție de conducător în momentul de față a părții de protocol, dacă pot să o numesc, da, a întâlnirilor care sunt acolo. Domnul Câmpean, vă rog. Da, eu cred că Ciolacu încearcă să facă un joc de imagine, să se lipească de acest succes al României. Ce trebuie să înțelegem că decizia de a intra în Schengen, de a elimina practic veto-ul Austriei, a fost luată în urma întâlnirii domnului Ciucă la Viena cu cancelarul Austriei. Miniștrii de linie care au lucrat pentru acest obiectiv sunt miniștrii liberali, ministrul de interne, domnul Predoiu și doamna Odobescu, ministrul afacerilor externe. Și credem că Ciolacu mai fuge și de întrebările dure pe care le poate primi aici în România în urma zborurilor, bugeturilor. Nu este prima dată când domnul Ciucă bagă capul în podă, dar asta nu înseamnă că are vreun efect vizita dânsului în Austria. Asta a făcut Ciolacu astăzi, pentru că este o întâlnire informală a JAI și decizia se va lua la întâlnirea oficială a JAI în decembrie. Bun, e frumos, Claudiu Palas, că și atunci când reușim ceva pentru România, tot trebuie să fie, ba eu am făcut, ba eu am făcut, ba nu, dar era pentru țară, adică, nu știu, sunt oameni de stat sau ce sunt, oricum mi-a plăcut că Victor Orban și-a punctat ce a avut el de punctat, tu de mereu și aia a fost. Da, arată că n-avem eficient fără coloană vertebrală. Aș vrea două întrebări, dacă puteți să mă așteptați, să-i răspund domnului Cosma și să răspundă, dar la obiect, fără să mă plimbe prin Păpușești. Așa. Unu. A spus că a fost domnul Ciolacu s-a dus în calitate de reprezentant al guvernului. Care sunt partidele care fac parte din acest guvern? Dar foarte clar. Asta ne audă și alegătorii. Așa, a zis și a doua întrebare și apoi mă întorc. Este important. De ce nu a recunoscut? Sau care este? Lăsați-mă să pun întrebare. Vă rog, da, sigur, da. De ce nu v-ați alăturat demersului făcut de domnul președinte Eugen Tăma, care astăzi se candidat din partea Forței Drepte, pentru a îndrepta această decizie imorală pentru România? Adică un ce proces. Felix Cosma, te rog. Exact. Deci ce v-a împiedicat să susțineți? Bun, am înțeles. Acest demers făcut de un politician, de un europarlamentar. Deci nu a spus nimeni sub nicio formă că noi sau, mă rog, România în general și cu atât mai puțin premierul Ciolacu nu a susținut orice demers
a oricui care a sprijinit accesul României pe deplin în Schengen. Iar faptul că participă ca prim-ministru este în calitate de conducător al. Și am spus că la fel cum a fost acuzat de toate lucrurile rele când a fost conducător și este conducător al guvernului, la fel și momentul de față este prezent acolo tot ca și conducător al guvernului. Nu văd o problemă la acest lucru. Vreau să aud de la dumneavoastră altceva. Nu mi-ați răspuns punctual. Care guvern? Dar nu trebuie să vă răspund eu dumneavoastră punctual, că puneți niște întrebări care doriți dumneavoastră să le puneți. Și eu vă răspund cum consider. Nu, ce spune Claudiu? Le răspund românilor. Felix Cosma, sunteți două partide în arcul de guvernare și fiecare dintre voi spuneți că de fapt Schengen nu e reușit a partidului respectiv. Aici e problema, adică nu o tratați ca un guvern al țării, ci ca niște persoane pe persoană fizică, niște partide pe persoană fizică. În primul rând este o reușită a României și asta este cel mai important. Păi, important pentru transportatori, în primul rând, asta cu Schengen. Și pentru transportatori și pentru români în general. Dar cu atât mai mult este o reușită a României. Da. Nu a spus nimeni că nu este o componentă sau că nu sunt mai multe partide în arcul de guvernare. Eu v-am răspuns ce m-ați întrebat. Silvia Dinică, te rog, Silvia Dinică, pe de altă parte, oricum tot Schengenul se închide, deci nu știu unde naiba ne ducem. Dar ne ducem, de ce să nu ne ducem? Te rog, Silvia. Românii și-au câștigat dreptul de a intra în Schengen prin faptul că au avut seriozitate, au muncit, au câștigat încrederea țărilor în care s-au dus și și-au construit acolo cariere de succes în alte țări și au contribuit cu miliarde la economiile acelor țări. Și adevărul este că au fost 3 ani în care actuala guvernare PSD-PNL putea să ne ajute să intrăm în Schengen și n-au făcut-o. Acum discuția asta e folosită clar în scop electoral și aici în emisiune și probabil că și în mediile online zilele acestea. Până la urmă, românii vor vota și vor arăta în cine au încredere. Bine, hai să ne bucurăm, să vedem exact dacă intrăm de la 1 sau nu, pentru că poate să fie din ianuarie, sunteți membri Schengen, dar tehnic, efectiv, intrați în martie-aprilie. Oricum sunt închise majoritatea statelor pe Schengen, dar e important atunci când se întâmplă ceva, e al României un succes, e un guvern, sunt mulți miniștri, foști președinți și așa mai departe, da, care au foști premieri, foști miniștri de externe, foști miniștri de interne, da, care au contribuit la această chestiune, iar România a îndeplinit de foarte mult timp criteriile. Hai să vedem unul dintre scandalele care a bubuit în ultimele zile de campanie, la fel cum ieșea comisia aia de anchetă pentru cheltuielile lui Klaus Iohannis, avem și o comisie de anchetă pentru Nordis. Între timp, domnul Ciolacu a răspuns despre zborul ăsta la Nisa, a zis că, sau unde a zburat dânsul la Formula 1 acolo, a zis că a fost un moft, a vrut să facă o aroganță, un cadou pentru copil. Hai să ascultăm. Este cineva care se uită la noi în acest moment? Sau cineva din sală care nu a avut odată să-și facă un moft, care n-a avut o dorință să îl alinte pe copilul lui sau să îi facă un lucru mai extraordinar? Aici vorbim de bani privați. Vorbim de o asociere cu o companie care în acest moment se află în faliment. Acum 3 ani nu era în faliment. Nu înjura nimeni acea companie. Actul de corupție este dacă doamna Vicol, cât timp a fost președinta Comisiei Juridice, a promovat în Parlament vreo lege împreună cu colegii din PSD care să facă, să aducă favoruri sau să faciliteze un astfel de faliment. Știți foarte bine că averile fiecărui demnitar, eu n-am nici mașină. Iar acum, după partajul făcut cu soția, am rămas cu 64 de metri, un corp de casă în care locuiește fratele meu. O să scot facturile, OP-urile, chitanțele, ca să închidem și acest subiect. Deci le scoateți. Problema este alta. Că eu sunt acuzat. Că eu sunt acuzat de ce am făcut cu banii mei privați. Iar domnul Iohannis a mers numai pe bani publici, eu n-am mers niciodată de când sunt demnitar
Bun, și tot așa, că asta nu o să termine vreodată, dar domnul Câmpean, și vreau să arate colegii mei, am văzut că e o comisie de anchetă în Parlament și cereți, iată, să vină la audieri și domnul Ciolacu și domnul Grindeanu. Asta e un fel de răspuns la faptul că ei l-au chemat pe domnul Iohannis, că așa pare, pare o răfuială, sincer. Nu este o răfuială, arătăm faptul că Partidul Național Liberal are puterea să ceară socoteală PSD-ului pentru greșelile pe care și nedreptățile pe care le fac românilor. Domnul Ciolacu a călătorit cu jeturi private și a pierdut încrederea inclusiv a electoratului social-democrat. Pentru că în momentul în care zbori cu jeturi private la Monaco și pe urmă tocmai astăzi am aflat că și la Madrid. Felix Cosma, uite care-i treaba. Eu tot timpul te cunosc, ne cunoaștem, ți-am dat voie să răspunzi. Dar dacă chiar nu aveți respect pentru public, nu mai vorbesc nici cu PSD, nici cu PNL în această oră de emisiune. Pentru că dacă tu vorbești peste, tu ești telefon, el este Skype. Nu aude niciun telespectator nimic din ce vorbiți. Vă auziți ca niște butoaie de alea de vin. Dacă vreți, da, să vă auziți scuze, așa, asta e. O să aștept să-mi dați cuvântul. Ovidiu Câmpean, te rog, 30 de secunde și apoi mergem la Felix Cosma. Spuneam că tocmai am văzut că s-a mai descoperit încă un document care atestă prezența domnului Ciolacu într-un alt zbor către Madrid. Foarte tot bine, Nordis, să le tot dați așa pe toate, nu aveți decât. Nu are nicio valoare. Faptul că Iohannis al vostru l-a pus pe Ciolacu premier, nu ai ca să o lămurim un pic. Voi l-ați pus, mă, pe ăsta premier, nu l-am pus noi premier. Voi ați adus PSD-ul la guvernare. Acum încercați să ne explicați ce nenorocire e că a zburat ăsta. Păi a zburat și Iohannis, de ne-a terminat pe toți de cap. Eu zic să răfuia la asta la colțul străzii. Felix Cosma, te rog. Cred că este important să facă lumină în orice situație. Și aici premierul a promis că va veni cu dovezi care să susțină faptul că a plătit din bani acest lucru. A promis aseară. Și eu și când vine? La ține de cuvânt. Pe când dacă stăm să ne uităm la partea liberală, dacă pot să o numesc așa, lucrurile nu stau deloc la fel cum stau aici. Pentru că totuși s-au plătit bani din subvenția de la partid pentru o carte care este strict personală a domnului. Nu știu dacă a fost așa, că plângerea aia a făcut-o Simion, nu e ADN-ului. Deci, vedeți, le amestecați, mă rog, publicul mă anteles, rog, de-aia votează publicul cu Simion. Banii sunt voi cu siguranță bani de la stat. Mie ce-mi pare rău, și foarte scurt, doar foarte scurt vreau să spun, îmi pare rău că Partidul Național Liberal n-a înțeles nimic din votul din iunie cu care se tot laudă că românii, da, ia... le-a dat încredere. Și de ce spun acest lucru? Pentru că în urma acelui vot ar trebui să se gândească mai atent că românii vor stabilitate și vor un guvern care să conducă. Nu de câte ori se supără, de exemplu, în situația asta, că nu s-a dat o lege strict pentru Iohannis, pentru a avea un loc cald undeva după prezidențiale, ne luăm țucările și plecăm, ca și copiii la grădiniță. Aici cred că este marea problemă și PNL-ul încă n-a înțeles acest lucru. Da, oricum problema, văd, cu Nordistul e că s-a dus ăsta, Ciolacu, cu un private jet, nu că s-au țepuit niște oameni mulți, dar e bine, e bine și așa. Silvia Dinică, te rog. Da, Marcel Ciolacu ne arată aroganță și nepăsare față de problemele reale ale românilor. De ce spun? Pentru că tocmai ne argumentează că a oferit un răsfăț cuiva apropiat. Păi s-a uitat și a văzut câți copii nu au ce mânca seara? Despre ce răsfăț vorbim? Răsfățul ăsta apare că s-a întâmplat și la Nisa, s-a întâmplat și la Madrid și probabil s-a mai întâmplat de multe alte ori atunci când nu încerca să ne explice cât de interesat este de nevoile reale ale țării. Și până la urmă, asta ne arată această atitudine, o atitudine în care vedem că nu e nimic despre poporul român acolo, ci este doar despre interesele proprii ale lui sau al unei găști. Da, mă, nu știu, eu nu prea sunt aici. Cred că aveți multe alte lucruri de discutat despre ce a făcut Ciolacu și Ciucă și Iohani și Lasconi și... A, nu mai vreau să vorbesc, doamna Lasconi. Claudiu Palaz, dar nu mai pune întrebări, te rog, că trebuie să merg în publicitate. Zi un răspuns mai bine. Da, văd că copie și a unora și a altora, și al PNL-ului și al PSD-ului, că te-ai văzut, ăsta e hobby de partid, zborul cu jeturile și cu avioanele. Avem un președinte, l-avem pe Iohannis, care este președintele PNL-ului, să ne înțelegem, și care are acest hobby destul de costisitor pentru român, și avem un președinte, un om care se vrea președinte, Ciolacu, care se pare că are același hobby și probabil o să înceapă să zboare pe bani publici.
după ce va ajunge acolo. Că bănuiesc că nu o să zboare tot copam privat. Eu sper să-i dea cineva o căruță lui Ciolacu, că oricum ajunge președinte, să te deplaseze cu ea, să schimbăm de la private jet la căruță. Bine, vă mulțumesc, dragi invitați, vă doresc succes în aceste alegeri. Pauza de publicitate și ne întoarcem cu o exclusivitate despre banii pe care i-a cheltuit Simion pe cartea lui. A scris și Simion o carte. Nu de joc, o carte. Din nou în direct, pare să că și Georgica Simion este mare scriitor, știam asta și de la campania trecută. 300.000 de cărți au fost tipărite din bani publici, iar comanda a fost executată de un fost asociat de-a lui George Simion, care este și bun prieten. Alături de noi, Stelian Negre, jurnalist Newsweek. Îți mulțumesc mult, Stelian. Pare că nu se mai termină cheltuiala asta a banilor publici de Georgica Simion acolo, între prieteni, în păcumetrie. Da, eu, cum să vă spun, inițial toate acuzațiile venite din interiorul partidului lui, de la oameni care au candidat la el sau care au fost membri, le-am privit cu multă circumspecție, după care am început încet, încet să intru pe datele pe care am pus mâna, pe documentele pe care am pus mâna și mie mi se pare că cam toate se confirmă. Deci, practic, la toate aceste alegeri, milioanele și zecele de milioane de euro pe care George Simion le cheltuie din bani publici, fie că e vorba la europarlamentare, la Cotroceni, cele mai importante, dar poate și la europarlamentare și la locale, toți banii ăștia sunt vânturați între un grup de firme care de fapt sunt paravan pentru interesele lui Simion și ale lui Lulea, bunul său prieten. Deci, cum să vă spun, azi dimineața eram și eu în Gara de Nord și am văzut niște oameni dintre ăștia de-a lui că împărțeau cărțile astea, da? Mi-au dat și mie o carte de asta, după care o răsfoiesc 284 de pagini și când mă uit la sfârșit, da? Mă uit la sfârșit și văd aici materiale realizate de compania Timpul Info Magazin SRL. Și după el mi-a luat aminte cu e firma asta. Deci firma asta aparține, conform datelor de la Registrul Comerțului, da? 30 aparține, cum să spun, aparține unui fostului partener de afaceri din singurul SRL în care a fost el implicat. Și vă dați seama despre ce vorbim? Deci pe tot tu e pe bani publici la aur. Îți mulțumesc foarte mult, Stelian Negre, articolului pe Newsweek. L-am arătat și noi puțin, îl citiți acolo, dragi telespectatori. Pauză, ne întoarcem de la fix.